Mă bucur să ne regăsim chiar și în aceste condiții și abia aștept prima întâlnire cu dumneavoastră față în față. Astăzi vă voi vorbi despre Alfabetul Doamnelor. Este o carte pe care o prezint pe coperta a patra ca fiind liberă. Am spus, este o carte liberă. Ce vrea să însemne asta? În momentul în care am scris-o, am încercat, atât cât este omenește posibil, să nu am prejudecăți, deși tocmai despre prejudecățile cu care sunt construite personajele feminine este vorba. În plus, să nu am o teză de la care să pornesc, să fiu liberă în mișcări prin literatura română și chiar prin literatura universală, și, desigur, să fiu liberă de orice ideologie. Este vorba despre 100 de ani aproximativ de literatură română, de la Doamna B a lui Costache Negruții până la Doamna T a lui Camil Petrescu. Dar ca să vă lămuriți mai bine, am să vă citesc puțin câteva capitole de la cuprins. Iată, începutul alfabetului, litera B, acest text al lui Negruții, care cu adevărat merită descoperit, în care apare Doamna B. Apoi, Nimfeta Niceta, iarăși un text adorabil al lui Covelnicianu. Veți descoperi că scriitorii pașoptiști nu sunt nici de cum datați, ci sunt plini de savoare, sunt de o actualitate incredibilă. Apoi capitolul Somnoroasele, despre fetele cu zburători, între care, desigur, cea mai cunoscută este Cătălina din Luceafărul. Iată că se strecoare puțin în această carte și poezia, dar, de fapt, proza domină. Categoria fidelelor, având o ca reprezentantă pe Adela, Fidela Adela, urmat de capitolul infidelelor literare, firește, având-o ca reprezentantă pe Ela, infidela Ela, dar pe lângă ele și alte eroine. Deci este foarte, este scos în față un personaj, dar în fundal sunt și altele și se fac diverse legături. Femeia lipsită de mister, creată de Hortensia Papadat Bengescu. Prejudecata cheamă la judecată, e vorba de Duduca Mamuca lui Hașdeu, care i-a adus autorului un proces literar și el a trebuit să-și apere literatura, să-și apere personajele literare. Un capitol pe care l-am scris cu plăcere este Fața nevăzută a chirițelor. Vă rog să vă închipuiți pe Chirița în, să zicem, Iașul de astăzi, cu o altă siluetă, cu o mai bună educație, vorbind cum trebuie, și veți vedea că, deși snoabă, ea are un rol civilizator. Din nou un capitol care, în care m-am implicat destul de tare, este Deznădejdea, mod de întrebuințare. A treia posibilitate, care este a treia posibilitate dacă termenii la care ne raportăm sunt femeia mamă și femeia curtezană. N-am să vă o dezvălui, vă rog să o descoperiți aici. Apoi femeia absurdă, cea de la Urmuz, Pâlnia, Mătura. Vrăjitoare literare, Eva în foileton, femeia tuturor posibilităților și multe altele. Nu vă spun chiar totul. Sper ca prin această carte să vă ofer sau să vă trezesc pofta de a frecventa din nou, de a citi din nou cărți extraordinare ale literaturii române, unele pe care poate că nu le știți, iar altele pe care le știți, dar le știți într-un anume fel și pe care le veți descoperi, sper,
proaspete și cu totul și cu totul altfel. Dacă vă întrebați dacă e nevoie să fi citit toate textele despre care vorbesc aici, vă spun că nu, nu este nevoie, pentru că, în fond, eu creez încă o dată o tipologie a personajului feminin. Vă doresc lectură plăcută și voi da citire unui mic fragment din capitolul Duducile. Într-un experiment postmodern, ne putem lesne închipui o tânără din literatura de azi, migrând într-un roman sau romanț din secolul XIX. Datorită schimbării codului de lectură, cititorii de odinioară ar face greșeală după greșeală în descifrarea rostului personajului cu pricina. O liceană sau o studentă, rimelată, fardată și liberă în mișcări, din poemele de amor ale lui Mircea Cărtărescu, de pildă, ajunsă în romanul Malnoil de Bolintineanu, ar fi pe loc identificată de cititorii de la jumătatea secolului XIX cu o fică a Venerei și încă una cam fanată, menită să-l arunce și mai adânc în infernul viciilor pe deja rătăcitul Manoil. Considerând-o de la bun început pe puștoaica cărtăreștiană, barbarismul pe care nu l-ar înțelege, dușmanul lor personal, doamnele și domnișoarele care la 1855 citesc în liniștea grădinii Manoil, roman național, s-ar alia imediat cu nevinovata, nedreptățita Zoe, așteptând cu sufletul la gură ca junele să fie smuls de pe drumul pierzaniei, de copila din lumea lor, iar intrusa să fie pedepsită. Că lucrurile ar putea sta și altfel, cititele doamne ale secolului romantic nu au cum să accepte. Ele cunosc regulile literare aproape mai bine decât scriitorul însuși. Deși cred în progres, n-au de ce să-și închipuie că știința cititului progresează și ea, că mai toate obișnuințele lor de lectură vor fi aruncate ca inutile, uitate chiar de urmașii lor direcți. Vă mulțumesc!